Dragi părinți, bună ziua și bine v-ați alipit, v-ați adunat la lecția noastră de sănătate. Eu, Larisa Tutunaro, dar vreau să vă prezint și invitații noștri de astăzi. Este doamna Olga Gutium, consultant superior în alaptare și reprezentantul companiei complice care este alături de noi, este domnul Sergiu Ionco. Așa, noi am să vorbim astăzi despre cele mai frecvente întrebări despre alaptare și aleații Bayer în perioada de alaptare. Deci, din start, v-ați dat seama despre ce vom discuta astăzi. Noi suntem pe ultima sută de metri în decembrie, ne apropiem de sărbători și zicem, ca să vă pregătim, dragi mămici, să nu apară întrebările și să aveți un răspuns, am zis să discutăm această temă. Dar până începem a discuta și a analiza întrebările care apar frecvent la voi, vă îndemn să luați parte la concursurile noastre și primul este, ca de obicei, distribuirea acestui link pe pagina voastră de Facebook sau acolo unde stați și discutați cu amicii voștri, ca mai multă lume să fie alături de noi sau să se informeze atunci când au să aibă o pauză. Și a doilea concurs este o întrebare. Vă rog să fiți atenți și până la finele acestui live să ne dați și un răspuns. Așa, pricina apariției fisurilor mamare. Așa, eu... Cu siguranță știu că majoritatea femeilor se întâmplă cu așa problemă și să vedem care sunt recomandările voastre. Vă doresc succese și vă rog să fiți active. Deci, dragi invitați, haideți să începem și discuția noastră. Olga, care sunt cele mai frecvente întrebări care, noi le zicem și niște mituri, dar sunt și întrebări care, într-adevăr, o tânără mămică sau chiar și atunci când ești la a doua naștere, fiecare copil este individual, apare iar și întrebări. Haideți, vă rog, veniți cu recomandările dumneavoastră. Eu am să urmăresc după chat și am să văd ce întrebări au să parvină de la invitații, de la părinții noștri. Și domnul Sergiu o să fie complicele nostru care o să urmărească și o să vină cu sfaturile sale pentru părinții noștri. Deci, bună ziua și bine ați venit la noi, la lecția de sănătate. Bine. O să vorbim despre alăptarea. Vreau să spun că din start se pare că alăptarea este un lucru foarte ușor, că este ceva instinctiv și deseori aud așa o replică că dar ce trebuie să te făcut cu alăptarea? Da, este foarte ceva simplu, da, atâtea complicații. Totul vine din natură, dar nu este în realitate chiar așa. Și mămica tânără care vine deja acasă, da, sunt femei care, pentru care alăptarea este un lucru ușor, dar sunt femei care se ciocnesc cu multe, multe probleme și întrebări tot ce ține de alăptarea. Și aici vine în ajutor cineva din familie, vecinii, nanașii și fiecare are o părere, fiecare spune câte o recomandare. Uh-huh. Și este cea mai importantă, da, și trebuie și să o luăm. Cel mai des aceasta este pur și simplu experiența cuiva, chiar și cu 2-3 copii, dar nu este o informație veridică, din sursă veridică. Și mămica tânără este dezorientată în acest sens și are nevoie de un ajutor. Și o să vorbim despre întrebări, despre mituri care ea primește ce destul de des. Prima întrebare, eu sunt bucuroasă că acum nu apare destul de des, dar totuși apare, că de ce trebuie de pus copilul la sân chiar de la nașterea, doar că nu am încă lapte. Sau până când nu a venit lapte, la a treia, a patra zi, o să-l hrănesc copilul cu biberonul, de exemplu, da? Dar noi știm că recomandările OMS spun clar că pentru alăptarea cu succes, copilul trebuie să fie pus la sân în prima oră de după naștere. Dacă totul a fost bine cu copilul și cu mămica, este posibil acest lucru. Pentru ce? Pentru că orice femeie însărcinată are în sânul ei colostru. Este un, putem să spunem că este un lichid de aur, chiar vaccin viu, pentru că are un rol de a nu hrăni copilul, dar a proteja copilul, pentru că el s-a născut cu organismul steril și se ciocnește cu o mulțime de patogenii care este în jurul lui. Da. Și stomacul copilului și tractul digestiv
este protejat cu acest strat de colostru, deci prima hrană copilului este vital ca să fie colostru. Și pe slide puteți să vedeți cât de micuț este stomacul copilului. El acolo se încape 5-7 ml de colostru. Deci nu vă retrăiți că sânul parcă nu are nimic acolo sau stoarceți câteva picături. Chiar această cantitate se încape în stomacul copilului și pentru asta trebuie de hrănit destul de des, asta înseamnă numai puțin de 12 de ori într-o zi și noapte, dar să fie mai bine dacă o să fie mai des. Pentru că copilul primește această protecție și acest colostru și sânul este stimulat cât mai des, pentru a apare mai repede lapte, deja lapte în propriu zis. Și este un fel de profilaxie bună pentru întărirea sau angorjarea sânului. Deci dacă copilul a mâncat tot colostru din sân, când va veni laptele, sânul deja este gol, pregătit pentru a primi această cantitate deja mare de lapte care o să vină. Și pe slide puteți să vedeți cât de repede crește stomacul copilului. Primele zile el este foarte mic și deja la o săptămână acolo se încape până la 60 de mililitri de lapte și la o lună până la 150 de mililitri de lapte. Și pentru ce aveți nevoie de această informație? Dacă s-a întâmplat ceva și nu puteți să puneți copilul la sân sau el nu suge, da, s-a întâmplat ceva în timpul nașterii, puteți să oferiți copilului sau colostru stors sau lapte praf, dar ca o să fie cantitatea care corespunde mărimii stomacului. Țineți minte că stomacul nou-născutului în prima zi acolo se încape 5-7 ml de lapte și nu mai mult. Încă o întrebare. Dacă copilul mănâncă încet, uneori durează și 20 și 30 de minute și el acolo adoarme, dar ține sânul în gură, cât trebuie să dureze alăptarea? Da? Noi vorbim despre alăptarea la cerere. Nu există un timp, 10 sau 20 de minute, copilul suge atât cât are nevoie. Pentru că alăptarea este tot universul copilului și la o alăptare el a fost flământ, la o altă alăptare a vrut să bea apă și prima porție de lapte în sânul parcă apă pentru copil, lapte din față se numește, apoi merge deja lapte mai gras și este mâncare pentru copil, sau pur și simplu s-a speriat pe ceva, sau el adaptează la lumea nouă, el vrea să comunice cu mama și pentru aceste lucruri el tot suge sânul. Și de asta o laptare poate să dureze și 10 minute și 40 de minute. Și mamele deseori retrăiesc că copilul a mâncat sânul, a adormit, ea pune copilul în pat, el acolo se trezește. Apare întrebarea și foarte des mama aude că dacă el s-a trezit, asta înseamnă că el este flământ. Dar vreau să spun că în primele luni de viață copilul încă nu are niciun ritm stabil de somn, de mâncare și totul poate întâmpla haotic. Și foarte, foarte mulți copii dorm numai în brațele mamei, pentru că așa el a crescut de 9 luni înăuntru mamei și parcă a fost ținut cu uterul mamei și acum el are nevoie de acest simț. Mama îl ia în brațe, cu mâinile ei face parcă uterul și așa el se adaptează foarte, foarte treptat, că acum el are foarte mult spațiu în jurul lui. Și este foarte normal că copilul în prima lună doarme practic numai în brațe. Asta nu înseamnă că el manipulează. Copiii până la 5 ani chiar nu au această capacitate psihicului de a manipula. Și copilul așa doarme mai bine pentru că se simte protejat. Când el este în pătuț, el simte acest spațiu gol lângă el și
sperie. Pur și simplu se sperie, da. Și așa sunt făcuți copiii nou născuți, că ei parcă nu simt corpul lui, copilul nu simte corpul lui, dar când el este ținut cu mâinile mamei sau tatei, el simte pe corpul lui și știe că totul este în regulă. Deci, nu retrăiți, luați copilul în brațe atât cât el are nevoie și o mulțime de cercetări spun că dacă copilul a fost în această perioadă nou născuților, chiar și primul an luat în brațele atât cât el a avut nevoie, așa copilul crește mai independent și mai sigur pe sine, da? Da, da, corect, da, da. Sigur da, pe sine, da. Deci totul este aproape simplu. Foarte simplu, da. Luați copilul în braț atât cât el are nevoie. Încă o întrebare despre care a început doamna Larisa, că foarte, foarte multe mame se ciocnesc cu dureri groaznice în timpul lapterii la nivelul mamilonului. A trăit așa un mit că trebuie de pregătit mamilonul pentru alăptare în timpul sarcinii și asta va ajuta să evitați fisurile. Dar acum noi știm precis că fisurile apar de la atașarea incorrectă. Copilul când suge sânul, uitați-vă, eu spun suge sânul, nu mamilonul. Da, dacă asta este gura copilului, asta este mamilonul. El acolo este poziționat atât de adânc. Deci copilul suge sânul, cu limba așa face. Dar când copilul se atașează incorrect, limba parcă ca cutiuc. Da, 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 e ca fierul de călcat, da, traumează mamilonul. Și de asta apare o fisură, uneori chiar răni deschise. Deci atașarea corectă este o bază de alăptare fără durere. Durerea în timpul alăpterii, asta înseamnă că sfârcul sau mamilonul nu este poziționat în gura copilului atât adânc cât trebuie. Și nu numai adânc, dar și asimetric, ca mamilonul să atingă cerul gurii. Dacă mamilonul nu atinge cerul gurii, copilul face pur și simplu aceste mișcări de căutare a sânului, dar nu lucrează reflexul de subtul. Deci, dacă vedeți pe slide cum este poziționat acolo copilul, chiar este o atașare absolut incorrectă. Burtica copilului stă foarte departe de mama și capul copilului stă mai sus decât sânul. Deci copilul trebuie să fie sub sân ca să deschide gura mare-mare și trebuie să fie lipit cu tot corpul copilului, cu corpul mamei. Și asta va fi cel mai corect, как залог успешного кормления. Asta este cheia succesului. Da, cheia succesului, da? Cât mai aproape la mama și sub sânul, nu mai sus decât sânul. Durerea, vreau să spun că tot despre durerea, foarte des mama aude că noi tot am răbdat, răbdă și tu și totul o să treacă. Dar durerea apare în organismul nostru nu pur și simplu, doar ca a arăta că ceva nu este în regulă, trebuie de schimbat ceva. Pentru asta și apare durerea. Dacă vă simțiți că durerea în timpul alăpterii, nu primele 10 secunde, dar toată alăptarea este dureroasă, asta înseamnă că ceva nu este în regulă. În primul rând trebuie de schimbat atașarea la sân, se poate de verificat frenul lingual și trebuie de utilizat unguente în baza de lanolină, de exemplu unguent, și eu cred că domnul Sergiu să vorbească mai detaliat, dar lanolină nu trebuie să fie spălată și bipantien tot nu trebuie să fie spălat și protejează pielea și are un efect antidurere pentru alăptare, este cel mai indicat. Dacă pur și simplu fisură, dacă este o fisură cu puroi, asta altă treabă, da? Deja mergem la medic. Dar așa, pur și simplu, când mergeți în maternitate, puteți să luați cu dumneavoastră, să fie de folos, chiar dacă nu sunt fisurile, pur și simplu pielea mamilonului, care este foarte fină și delicată, o să fie protejată.
Încă o întrebare. De ce să solicit ajutorul unui consultant de alăptare sau medicul neonatolog, pediatru, dacă alăptarea este un instinct și chiar dacă doare, trebuie de răbdat. Asta, despre asta am vorbit distant, da? Da, bebelușii se nasc cu reflexul de a căuta sânul, cu reflexul de a suge. Dar totuși noi nu suntem animalele, noi suntem oamenii, avem conștientul și multe lucruri în viață avem nevoie de a fi învățate, să vedem cum cineva face acest lucru. Dar foarte des, majoritatea, pot să spun așa, majoritatea mamelor care nasc primul ei copil, ea nici nu a văzut niciodată în viața ei copilul nou născut, mai ales care se alăptează. Deci ea se vede copilul nou născut prima dată, chiar pe copilul ei, în sala de naștere. Și desigur că ea nu știe cum depus corect copilul la sân. Dar în toate posturile, reclame, filme, noi ce vedem? Că copilul se hrănește cu biberonul. Și copilul pentru hrănirea biberonului stă cu, în altă poziție. Cu sânul trebuie copilul de întors la mama. Acolo unde v-am arătat atașarea incorrectă, acolo copilul stă așa cum el ar fi hrănit cu biberonul. Da, dar cu atașarea la sân, cu totul altă treabă, copilul trebuie să fie pus în alt mod. Și pentru asta, și de asta eu spun că alăptarea presupune timp, practica, atât pentru mama, cât și pentru bebelușul. Deci, nu ezitați să cereți ajutorul. Dacă vedeți că ceva nu este în regulă, dacă simțiți un pic durere, trebuie de adresat undeva pentru ajutor, pentru că această situație nu mai se agraveze cu timpul. Aceste mișcările cu care puneți copilul la sân, dacă ei sunt incorrecte, pur și simplu, de fiecare dată, закрепляете неправильные... În continuare se face greșeală da. Nu se rezolvă problema. Da. Deci cât mai des încercați să schimbați ca să fie o laptare fără durere. Încă o întrebare, deja pentru mame cu copii mai mari, care au 3, 4 și mai lungi și mai mult. Într-o zi se întâmplă o situație că mama se trezește dimineața și sânul parcă devine gol. Dacă o întrebăm pe mame care spun că a pierdut laptele, când s-a întâmplat acest lucru, practic toate spun că la 3-4 luni. Deci ce asta vârsta misterioasă, 3-4 luni? Pe primele luni de după naștere, sub influența hormonilor încă din sarcina, sânul este întotdeauna plin cu lapte. Laptele vine în exces. Sânul încă nu știe că este un copil sau doi copii, da? Și produce întotdeauna foarte multă lapte. Dar deja la 3 luni lactația se stabilește, devine lactația matură, așa zisă, și sânul produce lapte atât cât trebuie copilului. Deci, practic, dintre лаптерили acolo nu se лаптели не собирается. Не се адуна. Не се адуна, да. Лаптели не се адуна дintre лаптери. Și сынул парка есть гол. Chiar мама nu simte vinirea лаптелу în timpul лаптерии. Sau a fost așa că hrănește dintr-un сын, altul curge. Да, această lucru deja nu se întâmplă. Da, și asta este absolut normal. Nu s-a întâmplat nimic rău cu лактация, nu s-a ars лаптели. Laptele este și va fi atât cât copilul este atașat la sân. Deci în această situație puteți numai să cântăriți copilul ca să vedeți că este totul în regulă cu greutatea. Asta este un indiciu cel mai obiectiv. Dacă copilul adaugă în greutate, asta înseamnă că totul este bine, deja pur și simplu este lactația matură. Și sunt femei la care lactația se stabilește la o lună, dar la cineva la 6 luni. Deci și asta este în limitele normei. Încă o întrebare care îmi place foarte mult, am spus despre asta, dacă mama spune că în familia mea nimeni nu a laptat, nici mama, nici bunica, nici sora. Poate că eu nu sunt o mamă laptoasă, da? Nu există așa ceva, nu există acest fenomen. O misie spune că procentul mamelor care
nu poate alăpta este aproape 3%. În celelalte cazuri, această alăptare nereușită este din cauza acestor mituri, în primul rând, care mama primește, da, și face, sau organizarea incorrectă a procesului de alăptare. Asta înseamnă și atașarea incorrectă, și alăptarea foarte rar, fără alăptare pe timpul nopții, utilizarea biberonului sau suzetii, asta tot sunt riscuri prezint riscuri pentru alăptare. Și vreau să subliniez că se moștenește nu capacitatea organismului de a produce lapte, dar această experiență proastă care este la bunica și a bunica transmite mamei. De exemplu, bunica a hrănit numai pe un regim, o dată la 4 ore, așa cum a fost cândva. Și asta spune și fiicei. Și fiica începe de a hrăni așa rar și desigur că pierde lactația. Deci, ce s-a moștenit? Nu capacitatea organismului, dar această organizare a lapterii care... Incorrectă, care presupune că lactația se sfârșește destul de vreme. Încă o întrebare, precum noi suntem în ajunul sărbătorilor, da, despre modul de viață a mamei în perioada alăpterii, pentru că multe mame cred că dacă eu alăptez pe copil, eu nu am voie nici să merg la salonul de frumusețare, nici să fac sport, nici să țin dieta și chiar dacă îmi bolnăvit, trebuie de răbdat, nu am voie de a primi, da, măcar ceva din tratamente sau să fac investigațiile. Și vreau să spun că de la sport, de la fitness, de la exerciții fizice nu dispare lapte. Pur și simplu, până când lactația nu se stabilit, trebuie să evitați presiunea în zona sânului. Dar alte exerciții puteți liber să faceți mai ales dacă acestea o să fiu sub... împreună cu un antrenor calificat, care știe ce înseamnă alăptare, noi în Chișinău deja avem așa antrenorii. Se poate de vopsit părul, se poate de făcut manicură, pur și simplu, mergeți în salon, lăsați copilul acasă. Poate fi dăunător aceste vapori care copilul poate să înhala împreună cu mama, dacă ea, de exemplu, vopsește părul acasă, da? Mergeți în salon ca să fie o încăpere bine aerisită, puneți mască, noi acum suntem toți cu meștele, da. Și deja veniți acasă și totul o să fie bine, nici o vopsea prin păr nu pătrunde în sânge, deci nu pătrunde în... laptele. Și dacă vorbim despre manicură, tot asta regulă este valabilă. Și dacă mama s-a îmbolnăvit, cercetările pe care noi le avem ziua de azi spun că majoritatea ultrasonografie, tomografie, rezonanța magnetică, da, sunt compatibile cu alăptarea, puteți să faceți dacă aveți nevoie, să găsiți cauza bolii și mergeți la medic, sunt tratamente care sunt compatibile cu alăptarea și orice medic, dacă el știe că dumneavoastră alăptați, o să vă scrie un tratament care este compatibil și dumneavoastră aveți nevoie ca să fiți sănătoasă, în primul rând, pentru copilul dumneavoastră, da? Și puteți să faceți tratament fără a întrerupe alăptarea. Și dacă vorbim despre dieta, da, se poate deținut dieta, dar cu asta trebuie să fie dieta care presupune o alimentație sănătoasă, unde o să fie și proteine, și grăsime, și carbohidrații, dar că o să fie... puteți să micșorați numai în coloraș, dar alimentația trebuie să fie echilibrată dacă alăptați. Dacă o să răspundem la întrebarea ce trebuie să mănâncă laptele să fie mai gras sau dacă țin dietă laptele o să fie mai puțin gras, deci vreau să spun că grăsimea laptelui nu depinde de alimentația mamei. Este un component destul de laptelui de la care depinde viața copilului, deci el nu se schimbă atât de ușor de la tot ce mănâncă mama.
Dar trebuie să mâncați echilibrat, în primul rând, pentru corpul dumneavoastră. Vreau să spun că noi, foarte repede, noi, mame, repejor, în fugă, ceva am mâncat și s-a dus la copii. Dar pentru copilul este important ca mama să fie sănătoasă, deci trebuie să mâncați echilibrat. Și dacă noi acum suntem împreună cu Bayer, vreau să spun despre omega-3, care este prezentă în Elevit-3, vitamine speciale pentru femei care laptează, pentru că noi tradițional nu mâncăm pește sau mâncăm destul de rar, dar omega-3 este absolut necesară pentru dezvoltarea copilului, în primul rând, și nivelul de omega-3 în laptele matern depinde de alimentația mamei. Și omega-3 are un rol important în profilaxia depresiei postnatale. Deci uitați-vă bine ce mâncați și dacă vedeți că nu mâncați deloc, de exemplu, pește, numai decât luați complexul de vitamine unde este prezentă omega-3. Despre asta tot eu cred că domnul Sergiu să vorbească mai detaliat. Doamna Olga, mulțumesc, dar până intervine domnul Sergiu, am o întrebare de la o mămică. O mămică ne zice că este însărcinată cu gemeni și din acest motiv încerc să vă adresez întrebarea și întreabă, concomitent, are se poate alapta doi bebeluși sau pe rând? Cum este corect? Este corect și pe rând și împreună. Pentru că noi avem doi sâni, putem să punem un copilaș aici, o să fie o poziție... Dar care este poziția recomandată? Da. Vă rog, explicați. Este o poziție care se numește minge de fotbal, deci presupunem că aici este o minge și aici este o minge. Și copilul unul este ținut aici, sub capul, sub uricuș. Așa. Da? Dar cum ținem palma? Ai explicat ca să fie clar. Așa, da. Ținem așa. Și copilul aici plasat. Da. Aici capul și... Da. Degetele după urechiușele. După urechiuș, așa. Pentru că niciun copil nu îmi place când... Este mai sus pus, da, adică fixat. Este un reflex de a face așa. Și dacă vrem să punem la sân, nu punem mâna aici, dar după la gâtul și la... Îl menținem sau la spate un pic mai jos. Fundulețul merge aici, așa. La mână. Și aici ținem un copil și punem la acest sân. La acest, da. Aici este o pernă mare, da. Și tot aici încă o pernă și aici este pus altul copil. Dar sunt copii, gemeni, care nu iubesc împreună. Așa, mânca. Cu caracter, da. Să zicem. Da. Și deja o să vedeți pe parcurs, da, pe parcurs cum o să fie mai ușor. Sau împreună, într-un moment, desigur că este mult mai sunt ușor. Situații când ambii, da, vor solicita, da, atunci. Sigur, da. Da, și această poziție este, și există o pernă pentru alăptarea geminii. Așa. Nu pernă pentru o femeie însărcinată, ea este moale, dar este o pernă pentru geminii, ea este mai plotnă. Este mai densă. Mai densă, da. Și atunci și copilul... mama pune așa în jurul ei și pune câte un copil sub sân aici și aici. Așa, mulțumim, doamna Olga. Dar, dragi părinți, dragi mămici, acum ascultați-vă, vă rog, și recomandările de la Sergiu, așa, niște recomandări foarte bune, din motivul că noi, într-adevăr, suntem și în perioada pandemiei COVID-19 și suntem în sezon de iarnă, când atunci, într-adevăr, undeva este și scăderea vitaminelor și a mineralelor și noi trebuie, într-adevăr, să fim noi ca mămici sănătoase și ca femei și atunci și alătărașii noștri și copiii vor fi sănătoși. Vă rog! Deci, este bine cunoscut sau nu este un secret că pe perioada de sarcină se recomandă să luăm suplimentar vitamine și minerale. Da. S-ar părea că odată cunoașterea, parcă această necesitate... Ar scădea, așa, ca... se mituiește, da, la noi. Da, s-ar părea că e așa, dar de fapt bebelușul meu născut primește toate cele necesare prin lapte. Respectiv, aportul de substanțe care îl primește mămica influențează și asupra calității laptelui. Deci, studiile arată, vedeți pe slide, că necesitățile în vitamine pe perioada de laptare nu scad, dar cresc. În unele cazuri, practic, se dublează. Iată, dacă să luăm iodul, aproape dublu nivelul pe perioada de laptare. Important, vitamina A. Important este omega-3. Deci, necesitățile sporesc și noi trebuie să asigurăm ca bebelușul să primească o alimentație cu lapte calitativ, toate cele necesare în componență. Deci, în acest sens, a fost special creat produsul care se numește Elevit 3.
Deci, de ce e levit 3? Pentru că este și levit 1, pentru perioada de preconcepție, perioada până la 12 săptămână. Pe levit 2, deja mai departe până la naștere, și levit 3 este o formulă special adaptată pentru perioada de lactare. Deci sunt alese componentele care sunt importante pentru această perioadă, sunt alese dozele speciale pentru această perioadă. Și el o să vă ajute ca să mențineți, să ajutați sistemul imun să fie puternic, deci datorită vitaminei C, grupului B de vitamine, seleniu și zinc, va aduce un aport cu sine încă de calciu și vitamina D, deci pentru dezvoltarea oaselor bună, va ajuta mămica să-și recapite energia, deci e important că să fie fierul și iarăși vitaminele grupului B. Și de asemenea e important pentru că o să fie de ajutor major, se poate dispus, pentru dezvoltarea creierului și vederii, datorită omega-3 și datorită luteinului, două componente care, anume în perioada de alăptare, devin foarte importante. Ele sunt și până acum importante, de acum crește importanța lor încă și mai mare este. Deci, respectiv, studiile arată că bebelușii, copilașii care sunt alăptați cu laptele care au în componența sa, este îmbogățită cu omega-3, și cu luteină, dezvoltarea vederii este mult mai avansată, mult mai corespunzătoare vârstei, sau termenului de vârstei, în cazul. Vârstei copilului, deci, bebelușului. Studiile arată că anume acest lucru este important și este dovedit lucru, deci este demonstrat prin studii. De asemenea, studiile spun că bebelușii care se laptează cu laptele îmbogățit cu omega-3 își realizează potențialul lor intelectual mult mai bine, dezvoltarea memoriei la ei este mai bună, deci limbajul se dezvoltă mai bine, auzul, memoria, deci în esență, dacă să luăm ereditatea, oferă o gamă de posibilități ca ele să fie realizate, deci omega-3 participă aici pentru că este o parte componentă structurală a celulelor nervoase. Deci fără omega-3 această dezvoltare a creierului este defectuoasă, într-un sens. O altă problemă, anume pe caracteristică pentru perioada de după naștere, este iritația discutică. Deci pielea la bebeluș este foarte subțire, foarte ușor pierde apa, foarte ușor neapătrund diverse substanțe care ar putea să o irite. De asta e important pentru ca noi să-i oferim o protecție care această piele este încă nu o are, de fapt, sau este foarte slab dezvoltată. Deci dacă omul matur are toate bariera aceasta deja o are, bebelușul încă nu are. Noi o creăm prin administrarea unui unguent, s-a vorbit de doamna Olga ceva mai sus. Deci unguent, de ce unguent? Și subliniez cuvântul unguent, fiindcă unguentul are componență lipidică, componență grasă sporită. Unguentul creează această peliculă de protecție și protejează pielea de mediu agresiv care e acolo sub scutec. Sunt creme. Cremele doar o să hidrateze și o să amelioreze pe scurt timp. Deci nu o să fie bariera aceasta de protecție. Și anume pentru aceste remedii, pentru aceste unguente, cerințele sunt foarte stricte. Deci ele nu trebuie nici într-un caz să conțină conservanți, parfumuri, antiseptic. Deci antisepticul este împotriva infecției. Infecția nu este cauza iritației în cazul dat. Poate să fie o consecință. Dacă noi nu întreprindem nimic, atunci ea apare și pot să se ducă la asta. Dar ca să prevenim, antiseptic nu este nevoie în componență. Este nevoie ca el să fie dovedit clinic, adică studiile să demonstreze că e eficient în protecție și în ameliorarea stării, dacă deja este apărut o problemă. Să mențină un nivel optim de hidratare și să nu conțină ingredienți în general potențial toxic sau alergene. Adică cât este mai neutru, cât este fără miros mai mult, cât este mai transparent, cu atât este mai bine, adică este mai sigur pentru perioada aceasta. Bepantenul unguent, anume, este iarăși un produs care e creat pentru a ajuta în cazul dat. Deci el favorizează vindecarea datorită pantenolului care este acolo, este provitamina B5 care participă la procesul de vindecare, de tămăduire. Protejează datorită componente sale grase, lipidile acestea cu procent mare, deci creează bariera de protecție. Și reduce efectul prin sine însăși unguentul, reduce efectul acesta de fricțiune, deci mecanică, deci care hăinuțele, scuticul, acționează mecanic. Și în cazul dat, el reduce acest efect și reduce și riscul de apariție a iritației de scutic. De asemenea, s-a vorbit mai sus, doamna Olga a spus că este foarte bine ca să fie aplicat pentru a preveni aceste... Unguentul. Unguentul, anume unguentul.
pentru a preveni fisurile astea mai mari, ragadii mai mari, să spun mai literar, dacă să vorbim. Deci aplicația se face la fiecare, după fiecare lăptare. Deci, iarăși, același efect. Bariera de protecție hidratează. Dacă este fisură, ajută ea ca ea să fie tămăduită prin componența asta de provitamina B5. Și este sigur, nu are ingredienți toxici care ar putea să dăuneze. De asta și nu este obligator ca el să fie șters sau spălat înainte de a băbelușul să fie aplicat la sân. Așa, domnul Sergio, două întrebări au parvenit de la mămicile noastre care ne urmăresc. Una, mămica întreabă, care este perioada de administrare a Elevitului 3? Așa, și a doilea, la fiecare aplicație, la schimbare de scutic, este nevoie ca noi să aplicăm unguentul? Vă rog, recomandările dumneavoastră. Deci, ce perioadă trebuie să administrăm noi? Deci, da. Cât timp alăptați, atât timp noi putem să administrăm, da? Necesitățile sunt sporite și noi trebuie să asigurăm laptele să fie calitativ. Respectiv, alăptarea are loc, trebuie de luat un supliment pentru a asigura o calitate a acestui lapte pentru bebeluș. Și în privința cât de des trebuie de aplicat unguentul, la fiecare schimbare de scutic, deci se schimbă scuticul, se scoate scuticul, se face igienizarea, se usucă și se aplică. Deci noi facem bariera aceasta, care noi protejăm ca pe viitor să nu apară complicații. Da. Dragi invitați, vă mulțumesc mult, vă mulțumesc de sfaturile voastre care le-ați adus pentru mămicile noastre și pentru bebelușii noștri, pentru copiii noștri să fie sănătoși și să aibă niște sărbători, dar și viața să fie confortabilă. Dragi urmăritori și dragi părinți, aceia care n-ați reușit să fiți alături de noi, vă rog să vă abonați la pagina noastră de YouTube și să reascultați sfaturile și recomandările invitațiilor. Dar eu vă zic mulțumesc, la revedere, pe curând! La revedere!